asta nu le constrânge. Care este cuantumul sumelor pe care le jucați? 100 de miliarde de euro. Pe seară, 100 de miliarde de euro pe seară. Și banii ăștia de unde provin? De la prietenii tăi. La prietenii mei, am de la... Noi suntem doar jurnaliști și ne facem meseria. Eu știu, dar ce vreți să vă spun, măi, copii? Da. Pentru că mă pui întrebări care n-au sens. Uită-te în dosar și vezi, nu e vorba de mită, e vorba de trafic de influență, acolo în dosarul ăla, nu în ăsta, că în ăsta nu are nicio legătură, n-am nicio treabă cu nu știu. Dar unul dintre inculpați vi s-a adresat în sala de ședință cu apelativul domnul Mișu. Asta înseamnă că vă cunoaște, că s-a dat de gol? Mi te-ai adresat cu apelativul ăsta, înseamnă că mă cunoaște? E un apelativ? Păi n-am, uite ce faceți voi. Doar uite, persoane apropiate își permit să se adreseze. Nu, nu e adevărat. Noi ne adresăm cu domnule, nu cu nesimțiți sau Mișu. Păi nu, dar și el a spus Mișu, a spus domnul. Dar cum ți-a fost foarte bătămată în acest dosar? Martor. Dumneavoastră sunteți martor, dar procurorii spun că sunteți foarte bătămată. Păi procurorii spun numai... Procurorii spun numai imbecilități. În dosarul meu. Domnul Vlasov, nu în parchet. Parchetul nu are legătură cu justiția, măi copii. Vă acuză sau... Nu, justiția nu are... Justiția nu are legătură cu parchetul. Parchetul este o chestiune de instrumentare a cauzelor penale, așa cum o parte a... ca și avocați. Din procedură. A spus că este o poziție umilitoare, dar nu asta, ci cea din dosarul celălalt. De ce este o poziție umilitoare pentru dumneavoastră? Aia din dosarul ăla? Da. Pentru că m-au trimis să judecată. Uite acum te-aș trimite de tine acum. Pentru că nu s-a realizat niciun flagrant. Nu cu mine s-a realizat flagrantul, s-au spus numai minciuni. Deci s-au spus numai minciuni, dar o să se vadă la un moment dat, probabil. Înțeles. Dacă nu mai avem întrebări... Bun, domnul Vlasov, cum este în arest la domiciliu? Bineînțeles că este mult mai bine ca în arestul preventiv. Nu este mai bine. Arestul la domiciliu este o formă perversă de arest. De ce? Era mai bine în arest preventiv? Da. Era mai bine în arest preventiv decât arestarea la acasă? Da. De ce spuneți asta? Știi de ce? Este ca și cum, dacă îți plac lucrurile și te trimit într-o pofeterie și te lasă acolo și te interzic să le mănânci. Da? Este un altă mor de ciudă, iar dacă te trimite într-o pustiu unde n-ai dulciuri, degeaba îți plac dulciuri. Ce interdicție aveți acasă? Cum? Ce interdicție aveți acasă de spuneți asta? Adică toate interdicțiile. Și nu mai puteți merge la casino? Toate interdicțiile. La casino mergeam foarte rar. Rar. Și totuși rar. Destul de mulți bani, după cum spunea și nu. Eu aș vrea să vă răspund niște lucruri, dar... Domnul Vlasov, dar de unde proveneau aceste sume de bani? Ați spus chiar că aveți un fond, ați avut un fond cu prietenii voastre. De unde proveneau aceste sume imense de bani? Pe care noastră le jucați la casino și erau cel probabil când pierdeați sume uriașe. Sunt imense pentru tine. Pentru mine sunt imense. Pentru mine la 7 de ani. Un milion de euro nu este o sumă imensă? Să fieți într-o sală la casino un milion de euro? Domnul Vlasov, câți bani aveți în plema aia cu bani pe care o țineți mereu la dumneavoastră? Câți bani aveți acolo? Vreo 100 de milioane de euro. Acolo în clema aia? Da. Dar de ce ați aruncat banii pe masă acolo la pupitru când v-a întrebat judecătoarea? Păi ca să-i arăt cum se procedează acolo, că nu se joacă cu bani. Este un mod de a sfida oare justiția? Eu nu sfidez justiția, am fost judecător, fetiță. Nu sfidez justiția. Justiția, sunt judecători care pot greși, dar justiția nu greșește. Nici unde ești. Mă lăsați să vorbesc, hai, vă mulțumesc. Mihail Vlasov...